cu ochii în zare și zâmbește spre soare. Nu oprește nimic, crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește, cu toți caii ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună, totul este fenomenal. Ferma Lenei. Poluarea nu e un joc. Nu pot să cred că ne-am trezit atât de devreme doar ca să facem poze. Iată-o! Trezește-te! Oh, am venit să vedem o vulpe, nu o marmotă. Am ratat și azi poza cu vulpea roșcată pentru lucrarea noastră despre animalele din Camarg. Da, dar am fotografia unui monstruleț de care va râde tot liceul. Haideți, imediat! Haideți, nu e momentul să vă certați. Am putea merge la râu, acum vin animalele să bea apă. Minunat! Vom face niște poze grozave! Priviți ce e cu oamenii ăștia! Conduc ca nebunii! Trebuie să ducem caii din drum! Drum. Lena, nu! Mistral, nu sta aici! Ce frică mi-a fost! Am crezut că vă va lovi camionul. Ce nebun! Să accelerezi așa noaptea și cu farurile stinse, trebuie să fii nebun! Și n-au ce căuta aici. Camioanele sunt interzise în parc. E ceva necurat la mijloc. Oh, ce drăguți sunt! Mistral, datorită ție mânzul cel drăguț și-a regăsit mama. Bravo! Fetelor, eu nu vă par drăguți? Hai, Sila, și ție trebuie să-ți fie sete. Ce se întâmplă? Nu bea, Sila! Oh, groaznic! Ce e asta? Vom urca râul să vedem de unde vin aceste pete. Prefer să supraveghez caii. Mă îngrijorează că au băut apă murdară. Hei, priviți acolo! Oh. E un butoi căzut din camion. Îl recunosc, era plin de ele. Ați văzut, peștii? Tot râul va fi poluat de acest produs murdar. Anunț paznicii parcului. Până vin ajutoare, putem folosi baloții de fân pentru a filtra apa și să îndepărtăm animalele de râu. Cu siguranță vor fi și animale bolnave. Îl sun pe tata. Bietul meu, Sila, ai febră. Tata e pe drum. Nu-ți face griji, îl va îngriji. Nu-mi vine să cred cât sunt de inconștienți și fac atâta rău. Bietul meu micuț. E foarte drăguț. Bravo, tinerilor. Datorită vouă am putut evita un dezastru. Am făcut tot ce am putut.
Oamenii noștri preiau ștafeta. Închidem perimetrul și băieții aduc material pentru pomparea reziduurilor poluante. Aveți cumva vreun indiciu legat de camion? Mergea prea repede. Niciunul din noi n-am văzut numărul plăcuței de înmatriculare. Vă putem spune doar că era un camion roșu. A, da, a lovit o piatră cu bara din față. Sunt așa de când au băut? Da, poluantul le-a atacat sistemul digestiv. Ce putem face? Greu de spus, cât timp nu știu compoziția poluantului. Îi rehidratăm cu apă și cărbune, un antidot universal. Bietul meu, Sila. Apoi le dați să bea o doză la fiecare sfert de oră. Și trebuie mai ales să-i faceți să umble, să-i împiedicați cu orice preț să se culce, ca sistemul lor digestiv să nu se blocheze. Fatal? Mai bine i-am duce la fermă. E aproape și ne-am putea ocupa de ei acolo, dacă pot suporta drumul. Vin îndată ce am analiza apei. Acolo le voi putea da un tratament. Fiți curajoși! Așa, stai la căldură, uriașule. Bine, continuă. Ești foarte curajos. Nu, trebuie să te ridici, e foarte rău pentru burta ta. Haide, haide. Ne trebuie ceva moale și călduros ca să facem un cuib. Da, dar n-avem prea multe pe aici. Ești sigur? Nu, nici în vis. Nu-mi voi sacrifica bluza preferată. Bine, bine. E bine că e pentru tine. Adio, bluza mea iubită. Wow, mulțumesc, mulțumesc. Știam că ești un tip de treabă. Bine, frumosul meu. E tot mai rău. Nimic nu are efect. Refuză să se ridice. Lasă-mă să încerc. Ascultă-mă, Sila. Știu că nu mai poți, dar trebuie să te ridici. Pentru binele tău, trebuie să te bați. Hai, vino, Sila. Ești o adevărată magiciană. Dacă ar reuși să reziste toată noaptea... Nu trebuie să ne pierdem speranța. Vine tata și ne ajută, sunt sigură. Bietule puișor, nici măcar nu poți să înghiți. Haide, sunt sigur că va rezista scuipăciosul. Pare firav, dar e rezistent. Scuipăciosul? Da, așa îl cheamă. Nu! Am adormit! Sila! Sila! Trezește-te! Gata, copii! Am rezultatele la analiza apei. Pot ameliora tratamentul. Să ne grăbim! Gata! Gata! O să fie bine! Poluantul conține derivați de arsenic și medicamentul îi neutralizează. Ar trebui să fie mai bine peste câteva ore. Mă voi ocupa și de ceilalți cai. Sila va fi bine, fii liniștit. Parcă e mai bine. Gata, acum cred că a scăpat. Încă nu e prea robust, dar ar trebui să-și revină rapid. M-ai speriat foarte tare, să știi. Credeam că te voi pierde. Mulțumesc, tată. Pentru puțin, draga mea. Mi se pare că și micuțul ăsta și-a revenit. Scuipăciosul ăsta e foarte lipicios. E în formă și datorită bluzei mele.
Știi ceva de cercetările jandarmilor? Au făcut turul uzinelor din regiune. Din păcate, nu v-au găsit camionul. Dar n-a putut să-și ia zborul. Precis că nu, dar mă tem că nu putem face nimic. Nici vorbă, nu ne vom da bătuți. Altfel, ce-i va împiedica să o facă din nou? În orice caz, nu voi trebuie să vă ocupați de asta. E treaba adulților. Hai, mă bazez pe voi să n-o faceți pe detectivii. Dar nu putem sta cu mâinile în sân. Nu vreau ca și alte animale să pățească la fel ca Sila. Fără să mă laud, aș putea găsi rapid toate uzinele din zonă care aruncă arsenic. Iar apoi le-am putea face o mică vizită. Chiar dacă jandarmii au trecut deja, poate vedem ceva suspect. Va merge mai repede dacă ne ocupăm fiecare de jumătate din uzine. Ciao, ne ținem la curent! Nu e acesta. Bara de protecție e impecabilă. Nu era acest gen de camion. Nici aici nu e. Poate aici? Măcar nu e aglomerație. Bine, nici aici nu e nimic. Să plecăm. Îl recunosc. E unul din șoferii camionului. Suntem în locul bun. Îi anunț pe prieteni, pot abandona căutările. Vino, poate găsim dovezi în interior. Nu prea-mi place. Ce facem dacă dăm peste cineva? Păi, ne prefacem relaxați și le spunem că facem un proiect. Eu stau de pază. Vezi ce poți găsi. Leo, ești acolo? Să fugim! Hei, voi de acolo! Intrarea e interzisă, nu știți să citiți. De unde au ieșit copiii ăștia? Repede, Hugo! Repede! Harta n-a dispărut singură. Precis au luat-o copiii. Ce căutau aici? Stați puțin, îi cunoaștem. Sunt copiii cu caii pe care i-am văzut în parc. După jandarmi ne-am pomenit cu copiii. Asta nu e bine. Acum ocupați-vă de băgăcioșii ăștia mici. Să aruncăm o privire la liceul din apropiere. Da. Hei, dă-mi înapoi! Mulțumesc, scuipăciosule. Și dacă namile asta îți face probleme, să-mi spui. Scuipăciosul e din nou în formă. Oare ce e asta? Bizar. Locul acela e la capătul lumii. La capătul lumii e ascunzătoarea perfectă. Merge mâine, după ore. Azi n-am niciun chef de ore. Haideți, haideți! Da, îi cunosc. Mistral! Încetişor! Ce se întâmplă, Mistral? Josephine? Unde e Josephine? Ia priviți! Alo? Mărțoaga voastră e la noi. Dacă vreți să o mai vedeți, mai bine stați liniștiți și mai ales tăceți. Dacă îi face ceva lui Jojo, eu... Josephine! Fii liniștită, Anais. O vom găsi. Suntem mai deștepți decât mizerabilii ăia. De ce să facă rău unui cal? Ce-am făcut ca să ne atace așa? Nu te îngrijora, Anais. Harta e la noi. Să vedem ce ascunde ea. Cu condiția să n-o punem în pericol pe Jojo.
E de ajuns să trecem neobservați și nu e totul pierdut. Poate găsim un mod să o localizăm pe Josephine. A? Crezi că îi vor face ceva Josefinei? Nu intra în panică. Dacă nu vorbim cu nimeni, nu-i vor face niciun rău. Tu cum stai? Am toate informațiile despre uzină. Trebuie doar să le analizăm. Vom căuta toate locurile în care s-ar putea ascunde un cal. Chiar e la capătul lumii, nu e nimic aici. Și totuși nu ne-am înșelat, ăsta e locul marcat. La întoarcere o putem lua prin laștină. O deversare necontrolată. Înregistrez locul în GPS-ul meu. Uzina aruncă aici deșeurile toxice. Iată de ce am văzut camionul. Poluatori mizerabili! Toate aceste produse se vor răspândi. Îți dai seama cum afectează animalele și natura? Vom face totul să-i împiedicăm. E oribil! E monstruos! De aceea vor să tăcem. Hei! Am găsit ceva. Uzina are o anexă în mijlocul pustietății. Nu e niciun vecin acolo. E un loc bun pentru a ascunde un cal. Ah, Hugo, dacă ar fi așa... Nu m-am înșelat. Iată un camion cunoscut. Josephine, totul e bine. Sunt aici. Nu ne mai despărțim. Wow, avem musafiri. Ascundeți-vă. Oare de ce se agită așa? Precis, sunt șobolani în zonă. Cailor nu le plac șobolanii. Las-o baltă. Trebuie să recuperăm bidoanele. Da, nu vrem ca jandarmii să pună mâna pe ele. Haide, la drum. Da. Era cât pe ce. Mă tem că poluatorii vor dispărea înainte ca jandarmii să găsească deversarea. Dacă o luăm pe câmp cu caii, ajungem acolo rapid. Mergem, acolo vom putea să întârziem pe poluatori. Iar acum ne despărțim. Bine, sper ca planul nostru să funcționeze. Spune că sosesc. Atenție, frânează! Ce caută trunchiul ăsta chiar în mijlocul drumului? Camionul tocmai a părăsit drumul. Traversează câmpul spre ieșirea din est. Trebuie urmărit. Tinerii au văzut camionul mergând spre ieșirea de est. Să înconjurăm parcul. Mi se pare că există o barieră undeva pe drumul de ieșire. Dacă am putea o închide... Știu unde e. Dacă o iau prin stufăriș cu mistral, aș putea să-l ajung. Vin cu tine!
iar noi nu vom lăsa camionul. Hai, Regliz! Hai, Mistral! Trebuie să ajungem înaintea camionului. Du-te, Lena! Sila nu mai poate! Iată bariera! Camionul nu poate ocoli! Încă un efort, Mistral! Puștioi că o vrasnică ți-arăt eu! Calul ăsta e periculos! Mulțumesc, Mistral! Ai fost incredibil! Bravo, tinerilor! Cu așa ceva puteau polua întreg parcul. Acum riscă să stea la închisoare destul de multă vreme. La revedere, scuipăciosule! Du-te și tu la prietenii tăi! Hai, du-te! Putem fi mândri de noi. Am reușit să protejăm această natură minunată. Și când te gândești că doar câțiva poluatori irresponsabili pot distruge acest echilibru fragil. Ce? Glumesc! În locul tău n-aș fi atât de mândru. Nu uita că ne trezim la 5 dimineața ca să facem poze. Nu! Uitasem de prezentare! Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Cu toți cai ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața asta e frumoasă, bună, cu amici împreună, totul e...